În bibliotecă, de Ana Blandiana. Ce spaimă, ce emoții, ce scandal! Am descoperit printre cărți un șoricel intelectual. La început, ca să nu pară că are gusturi prea ciudate, am mâncat într-o doară carta de bucate. Apoi, ca să nu mă sperie prea tare, câtva timp a înfulecat numai dicționare și a dus ipocrizia atât de departe, încât a jurat să nu se mai atingă de nicio carte. Dar n-a rezistat mai mult de o zi și a început a ronțăi poezii. Ba, pentru că îl tentează drumul spre glorie, a înghițit și câteva cărți de istorie, iar tabla înmulțirii fiindu-i simpatică, a gustat și din câteva cărți de matematică cât rămăsese numai literatură, nu mă speriasem peste măsură. Era clar că nu puteam aștepta ca o zevzeacă să mi mestece întreaga bibliotecă. Și plină de zel, m-am apucat să-i scriu un bilețel. Mult stimabile domnule șoarece, mă văd nevoită să vă scriu deoarece cred că e de datoria mea să specific Că sunteți urmărit de motanul arpagic, care susține, prin iorlăituri iscusite, că nu se lasă până nu vă înghite. Drept care îmi permit să vă sfătuiesc să plecați la plimbare.